Dragi elevi ai clasei a 11-a, vă salut din nou și vă invit să analizăm astăzi modul de viață și de gândire în Europa Occidentală și țările române în epoca modernă. Este un subiect care se integrează cronologic între secolele 17-19 și reprezintă o componentă a vieții sociale-economice și politice din această perioadă. Pentru început vreau să vă evidențiez că întotdeauna modul de viață și mentalitatea determină celelalte caracteristici ale unui stat. De aceea credem că este o temă extrem de interesantă, prin care încercăm să ne dezvoltăm trei competențe specifice. Analiza critică a informației din diverse surse, pornind de la cultura istorică, și vă propun să analizați inclusiv imagini, fotografii sau chiar piese istorice, cu atât mai mult că din secolul XIX avem mai multe obiecte legate de modul de viață pe care le puteți întâlni în muzeele, atât din țară cât și din străinătate, desigur că manifestând opoziția unui cetățean responsabil. O altă competență este determinarea relației de cauzalitate, pentru că foarte multe fenomene pe care le vom prezenta astăzi se află într-o strânsă interdependență cu transformările din această perioadă și, desigur, că valorificarea trecutului istoric și a patrimoniului cultural, manifestând respect față de țară și de neam. Pentru început, trebuie să analizăm termenul istoric mod de viață, care este unul foarte cunoscut și aici este o explicație făcută prin Wikipedia. Fel de a concepe și a trăi viața, conținutul și formele specifice de satisfacere a nevoilor materiale și spirituale a diferitor grupuri sociale în funcție de nivelul de trai, tradiții, obiceiuri și mentalități. Prin urmare, cunoașteți și ați înțeles deja că modul de viață este determinat de tradițiile, de nivelul de trai, de mentalitatea comunității și de obiceiurile pe care le posedă aceasta. Prin urmare, vreau să concretizăm că avem un mod de viață în societățile islamice, avem alt mod de viață în societățile occidentale, alt mod de viață în Extremul Orient, unde există alte religii, alt mod de viață în societatea americană și, de asemenea, ne facem referință distinctivă și pentru comunitatea românească din această perioadă. Caracteristicile generale ale modului de viață și a mentalității epocii moderne pornește din păstrarea mai multor particularități medievale. În genere, atât la începutul epocii moderne, cât și la sfârșitul acesteia, în special în estul Europei, s-au păstrat foarte multe caracteristici ale comunității medievale datorită spiritului conservatist, în primul rând pronunțat prin credință, prin rolul pe care îl are instituția bisericii în această regiune. O altă caracteristică ține de această particularitate religioasă a tradițiilor și obiceiurilor. O să vorbim astăzi că practic toate tradițiile, obiceiurile din comunitatea românească în această vreme sunt legate de biserică. Se extinde foarte mult învățământul și asta își va lăsa amprenta asupra dezvoltării comunității. Revoluțiile burgheze care s-au produs în Anglia, în Franța, peste ocean, dar și revoluțiile burghezo-democratice pașoptiste din Europa, precum și revoluția agrară, industrială, au schimbat relațiile sociale-economice și ele vor determina un alt nivel de viață și, prin urmare, un alt mod de viață și mentalitate. Este lichidată monarhia absolută și asta coincide cu aplicarea reformelor sociale care își vor avea un impact progresist asupra mentalității și modului de viață și, în sfârșit, habitatul nu este uniform nici pe continent, nici în interiorul aceleiași țări. De aceea vom face astăzi distinție între traiul din sat și cel din oraș. Locuința în satul modern este locuința unui țăran pe care astăzi le puteți vedea, repet încă o dată, în locurile care sunt ornate în forma unui muzeu al satului, întâlnite în mai multe orașe din țară.
Și aici țăranii, chiar dacă erau liberi, au un buget anual deficitar, munca lor era nerentabilă și asta le făcea ca veniturile să fie destul de mici. Prin urmare, casele lor sunt mici, au 2-3 odăi, un mobilier modest care de obicei este confecționat de către bărbat. Patul de scânduri, masa de scânduri, scăunelele pe care se așezau în jurul mesei, de obicei masa mică, așezată pe picioare destul de jos, iar întregul ornament al casei era făcut de gospodină. Covoare, diferite țoale, dar și șervete, prosoape, decorațiuni ornate, frumos brodate, cu măestrie de gospodină. Țăranii lipsiți de pământ trăiesc doar din remunerarea muncii prestate sezonier, de aceea casele lor vor fi mult mai sărăcăcioase. Spațiul restrâns, lipsa de igienă, subnutriția și munca istovitoare sunt factorii care influențează negativ modul de viață din sat. Grajdurile pentru vite se află de obicei în vecinătatea locuinței și a fântânii și asta făcea starea de sănătate mai vulnerabilă. În Occident, agricultura a cunoscut schimbări calitative și astfel condițiile de trai au devenit mai bune. Veniturile din comercializarea producției agricole, dar și a pământului, despre care am vorbit în lecțiile anterioare că putea fi vândut, au permis țăranilor să-și edifice locuințe spațioase cu minimul necesar de condiții pentru trai. Familiile țărănești au de obicei 10 copii, desigur că nu este o cifră exactă, dar predomină. Predomină cifra 10 pentru majoritatea familiilor. Mortalitatea este foarte înaltă, vârsta medie este de 25 de ani, cât nu este de straniu, este o vârstă foarte mică, foarte scurtă. Condițiile complicate de viață, de muncă, făceau ca oamenii să se considere bătrâni la 35-40 de ani. Și aici aveți câteva fotografii, femeile au în brațe copii mici, înțelegeți că sunt destul de tinere, dar după imagine o să le atribuiți, sunt sigură, o vârstă mai înaintată. Preoții, negustorii, nobili, atingeau bătrânețea pe la 55-60 de ani. Viața cotidiană era reglementată de tradiții, cele mai multe sunt legate de religie, așa cum am evidențiat mai sus, iar slujbele religioase, serbările, implicau toți locuitorii satului și, de obicei, consolidau comunitatea. Toată lumea era unită sub semnul bisericii, iar acolo, fie că la sărbători sau în zilele de sâmbătă sau duminică, sătenii se întruneau și își cereau unul altuia iertare cu mă rog de mă iartă. Această tradiție consolida comunitatea și ajuta păstrarea moralei înalte prin pace, liniște și împăcare. În orașe, procesele s-au desfășurat altfel, fiind favorizate de creșterea demografică, desigur că procesul de urbanizare care a făcut ca numărul orășenilor să crească, se extind foarte multe curente, ideologii, politicile liberale în unele state din Occident au fost factorii principali care au modificat mentalitatea și au contribuit la nașterea societății moderne în zonele urbane. Profitul material este mai presus decât prejudecățile religioase, de aceea vom întâlni această diferență între mentalitatea de la sat și cea de la oraș. Tehnica nouă, noile industrii au creat necesitatea unor noi ocupații, profesii și de aceea era nevoie și de noi cunoștințe. În a doua jumătate a secolului XIX, în casele nobililor, la parter de obicei erau biblioteci și asta se întâmplă inclusiv în spațiul românesc. Populația orașelor a reușit să-și contureze cerințe pentru libertățile personale. Astfel Jean-Jacques Rousseau încă în secolul XVIII menționa în contractul social: omul s-a născut liber. A renunța la libertatea sa înseamnă a renunța la calitatea de om. Fără îndoială că există o diferență destul de pronunțată între mentalitatea din sat, unde omul renunța de bunăvoie la libertate fiind considerat un supus al lui Dumnezeu, și în orașe această libertate, care tot lua contur, avea să facă această diferență de mentalitate dintre spațiile rurale și urbane. Diferită era și alimentația. De obicei, în sate, alimentația includea o mâncare modestă,
din produsele de origine animală care erau crescute pe lângă casă sau legume, deja în dependență de ceea ce avea gospodarul. Vreau să vă evidențiez că termenul de gospodar nu înseamnă bogat. A fi gospodar însemna să ai toate cele necesare pe lângă casă, tocmai prin munca pe care o depui conștient de bunăvoie. În orașe, în secolul XVIII, unii locuitori mai înstăriți își permiteau să ia masa în cârciume sau chiar în restaurante. Vreau să vă evidențiez că termenul de restaurant este un termen modern, adică din epoca modernă, s-a născut prin secolul XVIII și a fost dat de un parizian pe nume Boulanger, care vindea supe. În anul 1765, el a trebuit, pe lângă supe, să ofere și mici mâncăruri, cum ar fi picioare de oaie în sos, și deasupra ușii tavernei sale, el a pus inscripția în anul 1795, ce coincide cu un verset biblic de la Matei 11:28 în limba latină: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Respectiv, restaurantul a rămas de atunci până astăzi un loc unde te poți relaxa pentru că ești deservit. Acest motto a făcut faimoasă taverna sa și i s-a spus restaurant, de latină restaurabo. În restaurantele elegante se servea mâncare ieftină și pentru lucrătorii obișnuiți. Această tradiție a rămas, doar că de-a lungul timpului camerele au fost frecvent separate pentru pretențiile diferite. Și astăzi avem restaurante cu prețuri mai înalte, unde oamenilor mai simpli nu le este accesibilă intrarea. Modul de viață include și tradiții. În Europa, în ajunul epocii moderne, timpurii, s-au păstrat tradițiile medievale, ele au fost conservate încă din epoca antică, chiar din istoria romană, iar apoi începe în secolul XIX să se amestece tradițiile, inclusiv religioase, și atât cele continentale, cât și cele americane. Acest proces îl observăm și astăzi. Puteți să meditați asupra unor tradiții apărute în comunitatea noastră, din societățile italiană, spaniolă sau chiar americană. În Franța a apărut pentru prima oară termenul de etichetă în epoca modernă. Acesta este atribuit lui Ludovic al XIV-lea, cel care, printr-un decret, a împiedicat călcarea ierbii. Etichetele informative erau așezate în zonele cu iarbă, în curtea Palatului Regal. În Ungaria, tradițiile cunoscute țin de alungarea iernii, sosirea primăverii, seceriș, culesul viei sau nunta. În tradiția populară, nunțile urmează o coreografie proprie. De exemplu, alaiul de nuntaș este foarte important și de obicei este urmat de întregul sat, iar oaspeții trebuie să plătească pentru a dansa cu mireasa. Obiceiul spargerii paharelor alungă spiritele malefice, iar tinerii căsătoriți curăță cioburile împreună pentru a demonstra cât de bine pot conlucra. Vreau să vă amintesc că la unele nunți, până în ziua de astăzi, se practică obiceiul de a sparge pahare. În spațiul românesc, majoritatea tradițiilor sunt legate de biserică. Botez, cununie, mormântare, Crăciun, hram, bobotează, Paște, florii, rusalii, etc. Și remarcăm că până în ziua de astăzi s-au păstrat aceste tradiții care și-au origine foarte veche. Aici aveți câteva imagini care aparțin pictorilor români, de altfel, ca și în imaginea mai sus, Teodor Aman, pictor din secolul XIX, care a trăit până în anul 1891 și a reflectat tradițiile românești, inclusiv de prezența preotului. Și dacă o să analizați imaginea de mai jos, cu greu o să vă vină să credeți că preotul care poartă aceeași haină ca și a preotului dumneavoastră din sat, are o vechime de peste 150 de ani. Imaginea. Aici aveți un alt tablou al lui Teodor Aman, dar și unul al lui Ludovic Basarabă, pictor din secolul XIX, care a prezentat secerișul. Hora, secerișul, tradițiile moștenite încă de la traci sunt reflectate în diferite opere artistice, inclusiv literare.
în țările române. Aceste tradiții vin din credințele populare încă din epoca romană și eu vă amintesc inclusiv despre Rusalii, Rosalia sau Floriile, Florilia, precum și Paștele, desigur, că care este o tradiție instituită de către Constantin cel Mare, ce a trăit între anii 306-337, adică până la prăbușirea Imperiului Roman. Și ele au fost amestecate cu timpul cu tradițiile locale, slave, germane, celtice, dar și tradiții de lume islamică. Vreau să vă intrig ca să găsiți mâncăruri pe care le-am moștenit astăzi în bucătăria românească din cultura turcă. Pentru că otomanii care au păstrat suzeranitatea asupra țărilor române au influențat acest mediu inclusiv în cultura materială și spirituală a acestei comunități. Din relatările lui Dimitrie Cantemir, descrierea Moldovii, putem afla că la întemeierea unei familii își aduce un loc deosebit logodnă, adică faptul hotărât de biserică se făcea prin logodnă. Datina străveche a românilor este ca băieții să-și aleagă nevestele și nu invers. Tradiția populară consideră rușinos un caz în care o fecioară își cere alesul în căsătorie sau când părinții fetelor își caută un ginere. Dimitrie Cantemir relatează faptul că cererea în căsătorie se făcea cu ajutorul pețitorilor, un alt termen de origine latină, și aceștia au rolul să ispitească cugetele părinților fecioarei prin conducătorul lor de grup, care se numește staroste și care avea însărcinarea de la părinții viitorului mire ca să conducă ritualul. El împreună cu toate rudele mirelui, cu pețitorii, rostesc următoarele cuvinte. Moșii și strămoșii părinților noștri, celor mai dinainte umblând la vânat prin codri, au aflat această țară întru care ne aflăm și noi acum și ne hrănim și ne dezmerdăm cu mierea și cu laptele din trânsa, etc. Este un citat destul de interesant pe care în unele localități ale noastre îl păstrează cu sfințenia acest obicei, această tradiție de a trimite pețitori și staroste ca să ceară frumos mireasa de la părinții acesteia. Acestea sunt câteva imagini care prezintă femeile secolului XIX. În prima, desigur că este o țărancă dintr-o casă simplă de la țară, din mediul rural, care toarce. Aceasta era o ocupație foarte frecventă în familiile noastre din sate, în familiile românești. Femeile, ca regulă, își făceau singure, repet încă o dată, tot ceea ce era în casă. Ea avea grijă să prelucreze lâna, să o vopsească, să o toarcă și să o țese la războiul de țesut. În fiecare gospodărie, cât nu este de straniu, chiar dacă casa era mică, erau războaie de țesut unde gospodinele își ornau cu multă grijă covoarele decorate frumos cu flori de culori vii. În celelalte două fotografii aveți sigur că reprezentante ale grupului social aristocrat, soții de boieri, femei din cercurile de elită românești. Și o precizare, femeile purtau pălării destul de mari în secolul XIX, decorate cu egrete, aripi de păsări, păsărele mici împăiate cu penaș colorat, noduri uriașe de panglici, banturi. Florile se purtau foarte mult, mai ales rozele sălbatice și musot. Hainele de promenadă sunt adeseori din postav sau de catifea decorate cu astrahan. Femeile erau destul de elegante, se străduiau să poarte umbreluță, dantelă, să aibă talia îngustă și piciorul mic. În decursul secolului XIX, moda s-a schimbat deseori, această schimbare făcându-se în concordanță cu viteza de transformare a societății. Bărbații din imaginea de mai jos reprezintă negustori români care poartă costume influențate de moda greco-otomană. V-am prezentat special acest contrast de fotografii pentru a vedea în imagine un bărbat care este îmbrăcat mai aproape de moda de astăzi și în cealaltă boierii care poartă rochii lungi, destul de largi și aceste căciuli de influență greco-otomană.
Dintotdeauna omul a răunit binele și prosperitatea urmașilor săi, mai ales în familiile noastre românești, unde mama are grijă să pregătească toată zestrea fetei ca atunci când va merge în ceata de neam a soțului ei, ea să-și aibă toate cele necesare. Desigur că în cadrul familiei se promovează valori prin armonia cuplului familial. Familia, pe parcursul istoriei, s-a constituit drept cea mai adecvată formă de conviețuire între sexe și de viață conjugală, fiind o structură socială care asigură continuitatea neamului prin transmiterea experienței sociale, educația cuvenită generației tinere și care contribuie la menținerea sănătății membrilor săi. În familia modernă se păstrează aceleași caracteristici pe care vi le-am dat mai sus și care ni se par și nouă destul de actuale. Totodată, ca și în perioada medievală, se menține monogamia, patriarhatul și tradiționalismul. Către secolul XIX, mai ales în Europa Occidentală, familia devine victima progresului, adică predomină interesul mercantil, se limitează nașterile, mai ales în localitățile rurale, unde, ca regulă, familiile au 1-2 copii și foarte rar 3. Ce înseamnă mentalitatea sau modul de gândire? Este o gândire specifică unui individ sau unei colectivități. În epoca modernă, morala, în calitate de formă a conștiinței sociale, a suportat schimbări esențiale. Noile exigențe determinate de individualism, de spiritul de inițiativă, de tendința de afirmare a calităților creative, conturează schimbările de mentalitate. Superstițiile, constrângerile dispar. Omul modern devine liber în acțiuni și în cugetări. Apar factorii care modifică educația. Emanciparea individului presupunea și o detașare de morala creștină care era considerată împovărătoare. În sat, renunțarea la aceste valori este însoțită de o degradare intelectuală, cu eșecuri și drame personale. În spațiul urban, aceste schimbări sunt revoluționare. O persoană citadină și utilizează rațional timpul liber, se acordă predilecția activităților intelectuale, turismului sau sportului. În epoca modernă, mai ales în a doua jumătate a secolului XIX, asistăm la o renaștere a acestor tradiții, inclusiv a olimpiadelor, a gimnasticii, a teatrelor, care odinioară erau locurile pentru spectatori unde elenii își dedicau operele educației. Și iată că în secolul XIX, atât în Europa cât și în spațiul românesc, inclusiv prin teatrele basculante care treceau din sat în sat și încercau să prezinte comunității diferite scene din viața cotidiană. În sfârșit, prezentăm câteva concluzii legate de secolul XVII-XIX, când se produce o modernizare progresivă a învățământului pe toate nivelurile, inclusiv laicizarea acestuia. Acest fapt se întâmplă atât în sat cât și în oraș, desigur că în spațiul românesc într-un ritm mai lent, fapt ce a determinat un alt nivel, un alt grad de mentalitate și mod de viață. Revoluția industrială, tehnologizarea rapidă, a creat necesitatea pregătirii cadrelor calificate. Au fost modificate programele de studii care au devenit mult mai variate și asta a modificat mentalitatea, mai ales prin ideea despre libertate și democrație. Gândirea modernă se bazează pe criterii de analiză, indicatori, argumente, de aceea se mai numește gândire critică. Acest termen destul de actual are origine modernă și s-a afirmat pe deplin în secolul XIX. Legile aplicate, lozinca libertate, egalitate, fraternitate, care a fost promovată de Revoluția franceză și extinsă pe tot continentul european, a modificat substanțial raporturile sociale în comunitatea europeană. Prin urmare, în secolul XX se intră cu un alt tip de mentalitate. Societatea este pregătită de noi transformări și vreau să vă reamintesc că această mentalitate ne domină până în ziua de astăzi. Astfel constatăm o vizibilă interdependență între mentalitate, modul de viață, relațiile sociale, cele economice și politicul din secolul XVII-XIX. Atât pentru azi, vă dau întâlnire data viitoare cu un alt subiect la fel de interesant.